E bine să facă facultatea. După care, dacă vor să fie antreprenor, e bine să lucreze într-o firmă mică. Acolo nu contează foarte mult compania în sine, ci mai degrabă șeful, omul pe care îl urmează. Acolo el o să începe să învețe chestiile practice. O să învețe ce înseamnă salarii de plată, ce înseamnă scadențe, ce înseamnă obligații, ce înseamnă responsabilități, eventual beneficii, eventual profit, nu se știe. Uh-huh. Acolo învață realitatea și încearcă să aplice teoriile care le-a învățat. Că în facultate învață macroeconomie, microeconomie, finanțe, management, marketing. Sunt vreo 15. Ce se întâmplă când ies din facultate și trebuie să-și facă o firmă? Trebuie să le pună toate la un loc. Cât crezi că durează? 15 ani? Da. Nu poate să le pună la un loc, singur. Și nimeni nu stă să-l ajute. De aceea e bine să meargă să lucreze sub cineva și să ia exemplu. După care, dacă e pregătit, poate să începe să deschide companii. O să dea kicks-uri, sigur, o dată de gard. O dată, de două, nu contează. De tână și începe și merge mai departe. După ce a început și merge ceva, e bine să înceapă să investească de mic. Adică de mic, de la 30 de ani, să înceapă să investească în ceilalți. Eu investesc foarte mult timp în oamenii din spatele meu, pentru că altfel nu pot crește. Uh-huh. E foarte important să ai echipa din spate. Și mare merit la tot ceea ce se temează, echipa din spate, nu neapărat realizările mele personale.